Laurențiu Ciobotărică, succesorul managerului demis de la Complexul Energetic Oltenia, își schimbă declarațiile de la o oră la alta. Directorul interimar a acuzat că a girat o serie de măsuri ce afectează angajații companiei lăsați fără o parte a sporului de noapte, a fost prins că umblă cu o caua mică. Acesta le-a recunoscut oamenilor aflați în greva foamei în fața companiei de la Târgu Jiu, marți seara, că susține mutarea sediului în București. L-am întrebat dacă are cunoștință de mutarea sediului la București. Și a zis că da și este benefică. Miercuri dimineața, într-o discuție cu primarul Florin Cârciumaru, și-a schimbat poziția. Ciobotărică i-a spus edilului că nu este de acord cu mutarea sediului de la Târgu Jiu. Personal nu-și dorește acest lucru, așa am înțeles, numai că trebuie să îl ajutăm să convingem și pe alți factori de decizie în această privință. Înseamnă că nu este decizie finală. Deci nu este decizie finală, pentru că numai în Consiliul de Supraveghere s-a discutat, dar eu așa am înțeles din discuția purtată că este loc de a acționa. Directorul CEO este dat în vileag și de ministrul energiei, care, într-o postare pe o rețea de socializare, susține că solicitarea de mutare a sediului companiei energetice a fost făcută chiar de conducerea unității. Laurențiu Ciobotărică nu a vrut să ofere un punct de vedere pentru a lămuri situația de la compania producătoare de energie electrică.